pare liniștită, dar nu e. Dunărea amenință bechetul, iar luni primul vizat a fost portul. S-a luat măsura redirecționării mijloacelor de transport de mici dimensiuni către cele mai apropiate mijloace de, puncte de frontieră, mai precis către punctele de frontieră Calafat și Turnu Măgurele. Îmbarcarea, debarcarea se desfășoară cu dificultate la punctul de acostare, având în vedere că există o porțiune de unde apa a intrat în punctul de frontieră. Autoritățile sunt în alertă. Digul de apărare este monitorizat 24 de ore din 24. Am înștiințat populația, am scos utilajele, monitorizăm digurile, am luat nisip, saci, suntem pregătiți pentru intervenție. Digul, de asemenea, din cauza cantităților de apă, din cauza ploii, este moale. În ce zonă, domn primar? În aceea zonă, deci Bechet Ostroveni, Bechet Dăbuleni. Sunt acolo 36 de oameni. Avem un buldo-excavator, în carieră avem un excavator pe șenile, trei mașini carosate care cară nisipul, îl vedeți și aici, se încarcă în saci. Ceea ce facem acum, tranzităm viitura printr-o monitorizare zi și noapte, cu transmisii din două în două ore, cotele fiind în această zonă peste cota de inundație, aproape de cota de pericol, dar nu cred că se va depăși foarte mult cota de pericol. Oamenii își aduc cu groază aminte de inundațiile din 2006. Digul s-a rupt atunci între Călăraș și Dăbuleni și a inundat bechetul din vale. Multe case s-au dărâmat și oamenii de-abia au reușit să fugă din calea apelor. Au stat multă vreme pe unde au apucat și le-a trebuit mult timp să-și refacă gospodăriile. Gospodării care sunt din nou amenințate de Dunăre. Acum cred că distruge tot ce să mă... V-ați refăcut casa de atunci? Ce ați făcut aici? Da, v-ați construit alta? Am făcut, da, două camere aceea, da. Am făcut, da. Nu e terminată, că n-a mai fost posibilități. Să... E teamă, fiindcă nouă ne-a căzut o casă, cealaltă era în construcție, construită, deci, toamna și primăvara a venit apa, așa ea e degradată, deci s-a lăsat pe spate. Și cum să nu ne fie teamă? Dacă mai vine, iar cred că suntem pierduți. Anul 2006 a fost greu și pentru locuitorii comunei Bistreț, tot din cauza inundațiilor. Cei mai bătrâni spun că nici măcar nu mai au putere să lupte cu apele, de va fi ca acestea să se dezlănțuie din nou. Nu știu, controlul se mai ne duce. Eu fac la aparate analize și... Ce vă amintiți din acea perioadă? Cu ce teamă ați rămas? Nu știu. Cu frică. Când vedeați apa aia veni. Cu frică, cu frică. Am plecat cu două vaci de acasă la Goicea, ne-a apucat ploaia și vai de noi. Eu mă sui în pod să ducă să facă ce vrea eu de acolo. Dacă cade casa, ăla să mor și eu, că n-am ce să mai trec. Și ce a fost greu, n-a trecut. Specialiștii din cadrul administrației bazinale de apă Jiu spun că vârful viitorii se va înregistra de-abia după 24 mai. Thank you.